Dinamo poate obține un punct de speranță. Vedem însă această ultimă acțiune. Pe jos Șerban, o minge de viață, emoții, prinde Curileac. Era și Traian Marc acolo, golkeeperul dinamoviștilor în careul gazdelor. Nu se grăbește Curileac. Bucurie enormă în tribune. Încă o dată, șutul pe jos, deviat. În doi timpi a prins Curileac balonul. Și în acest moment, Horațiu Feșnic pune capăt meciului. Un meci halucinant, un meci cu un final interzis cardiacilor. 3-2 pentru FC Botoșani. Și cred că artificiile de acum pot lumina cerul din nordul Moldovei. Steleanu Filip supărat la fel ca toți dinamoviștii. Reușita lui Gavrilă, omul pe care îl vedem acum în plan, insuficientă. Flaviu Stoican supărat undeva în loja arenei la prima înfrângere în acest sezon. Iată, de aici a plecat totul. Martinus a intrat în careu, i-a pasat lui Fiulop, iar acesta a deschis scorul într-o seară cu un fotbal spectacol. 5 goluri am avut ieri în Gruia, în CFR Astra. 5 goluri am avut și astăzi la Botoșani. Penaltul obținut de Marius Alexe și reușita acestuia din finalul primei părți. A urmat apoi alte goluri în repriza secundă. Aici reușita lui Îngado de 2-1. A fost o seară magică la Botoșani. Golul reușit de dinamoviști. Gavrilă puncta pentru 2-2 și cred că nimeni nu mai spera într-o victorie a moldovenilor. A urmat însă apoi contraatac cu Fulger și Russell la primul său gol aduce o victorie mare pentru FC Botoșani. Mulțumim colegilor din Carul Studio Video Art. Doru Crăciun vă mulțumește pentru atenție. O seară minunată. Punem punct aici de la Botoșani, într-un moment în care artificiile, vă spuneam, vor lumina cerul din Botoșani. Dragi prieteni, o seară plăcută în continuare. Rămâneți pe Loop TV, urmează fotbal cu Roxana Ciuhulescu.